Au ieșit niște cornuri foarte, foarte pufoase și delicioase. Au fost perfecte, cele simple au fost perfecte pentru sandvișuri, iar cele cu nucă sunt fenomenal de bune. Sper că muzica de la început v-a liniștit la fel de mult ca și pe mine. Această zi am început-o cum o începem de foarte multe ori și nu prin culesul florilor, ci prin pregătirea micului dejun. De data aceasta, pentru că a fost vacanță, am avut și ajutoare. Copiii au fost foarte încântați să mă ajute, iar Victor a fost de-a dreptul surprins de ouăle de rață care le-am cumpărat. Sunt atât de diferite de ouăle de găină încât au fost foarte încântați de această schimbare. Pe rând, pe rând au venit fiecare să admire ouăle, chiar și Daniel a făcut o mică prezență la bătutul ouălelor pentru omletă. Și de multe ori, cum spuneam, așa ne începem ziua, pentru că ouăle pentru noi sunt o sursă foarte bună de energie, pentru că avem nevoie de energie de-a lungul zilei. Uite copiii cât de energici sunt, chiar fără să fi luat micul dejun încă. Am făcut o omletă cu jambon, am tăiat câteva roșii care le-am cumpărat de la magazin pentru că ne era poftă, o telemia bună de capră, niște ceapă și tot ce a mai rămas de făcut, ca de obicei, a fost să ne punem cu toții la masă și să ne bucurăm de aceste bucate pregătite cu atât de mult drag și mâncate cu atât de multă poftă. Tot ce pot să spun este că nu mă pot abține să nu comentez de faptul că Daniel a mușcat din partea greșită a cepei. Pentru că aveam mâncare gătită deja de ziua precedentă, astăzi m-am gândit să fac doar un desert și anume cornuri umplute cu cremă de nucă. Aluatul acesta este foarte interesant pentru că ne folosim de o parte de aluat opărit, adică făină cu lapte fiert, lapte fierbinte, se opărește, se fierb puțin și această parte se pune în aluat și iese un aluat foarte fraged și foarte interesant. Ne folosim și de drojdie pentru că avem nevoie de un aluat pufos. Se pune la dospit pentru aproximativ jumătate de oră, o oră. Iată ce aluat pufos și ce bine crescut a ieșit. Am întins o foaie rotundă și apoi m-am ajutat de dispozitivul acesta, cuțitul pentru tăiat feliile de pizza. Crema pentru cornuri este din nucă măcinată foarte fin, zahăr, zahăr vanilat, sare și frișcă sau smântână dulce. Acestea sunt ingredientele pentru umplutura de nucă. Am umplut o parte din cornuri și o parte le-am lăsat goale pentru a face sandvișuri. Foarte interesant, copiii au fost foarte încântați. Și se poate folosi pentru sandvișuri aceste cornuri pentru că în compoziția aluatului nu se folosește zahăr deloc, decât sare și lapte și ouă.
au ieșit niște cornuri foarte, foarte pufoase și delicioase. Au fost perfecte, cele simple au fost perfecte pentru sandvișuri, iar cele cu nucă sunt fenomenal de bune. Acesta a fost video din ziua noastră. Nu s-a terminat așa, ci am continuat cu ce îmi place mie cel mai mult. Pe lângă gătit, iubesc să pictez. Și cu asta mi-am terminat ziua. Vă doresc și vouă o zi minunată, iar dacă pregătiți și voi cornuri, vă doresc poftă bună. Să ne vedem cu bine și data viitoare!